Ultimă oră și imagini de ultimă oră. Cinci oameni au murit și trei au fost răniți după ce opt rachete rusești au lovit orașul ucrainian Nikolaev. Șeful administrației regionale de stat Vitali Kim a îndemnat locuitorii să părăsească orașul. Primarul spune că blocul cu patru etaje în care se aflau cei uciși sau răniți Pare să fi fost lovit de o rachetă de croazieră rusă X-55. În paralel, Rusia a anunțat că a distrus o bază de antrenament pentru mercenarii de lângă Nicolaev. Informația nu a putut fi verificată în mod independent. Artileria donată de SUA face diferența pe frontul din Ucraina. Trupele Chievului au distrus două posturi de comandă și mai multe lansatoare de rachete rusești cu ajutorul sistemului HIMARS. Lansatorul cu șase rachete trimis pentru a ajuta Chievul este mai avansat cu o rază de acțiune și o precizie superioare. Statele Unite au anunțat de asemenea probabil în această săptămână achiziționarea unui sistem avansat de apărare antirachetă Sol-Air cu rază medie și lungă de acțiune pentru Ucraina.